Scumpi frați, este o bucurie deosebită să fiu împreună cu dumneavoastră. Așa după cum am menționat și aseară la întrunirea de tineri, biserica din Springfield este foarte aproape de inima noastră din multe motive. Apreciem foarte mult conducerea acestei biserici, slujitorii bisericii, pe fratele Iosif Purcar, păstorul dumneavoastră. Ne bucurăm să auzim lucruri frumoase despre felul în care Dumnezeu lucrează în mijlocul dumneavoastră, faptul că biserica este în creștere, beneficiați și de faptul că mulți auzim despre locul acesta, care este destul de încă bun pentru familii, vin din multe părți aici, se adaugă la numărul dumneavoastră. Bineînțeles, odată cu venirea copiilor noștri, Manu și Laura, biserica a devenit și mai specială pentru noi. Toate bisericile unde avem copii sunt speciale. Mă bucur din toată inima de lucrarea pe care copiii noștri o fac aici, în mijlocul dumneavoastră. Ei sunt foarte activi, îl iubesc pe Domnul. De fapt, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu gineri foarte buni, cu scrii foarte buni. Și faptul că sunt pe calea Domnului, îl slujesc și fac o lucrare frumoasă, lucrul ăsta ne bucură foarte mult și ne face să avem o inimă caldă pentru părtășia acestei biserici. Aș vrea să vă spun că ori de câte ori stau de vorbă cu bărbați, întâlniri speciale pentru bărbați, îmi dau seama că stau de vorbă cu niște persoane care moștenesc o delegație specială din partea lui Dumnezeu. Știu că binele sau răul într-o familie țin de mulți factori. De exemplu, când noi vorbim despre părinți, dacă părinții au anumite probleme cu copiii sau cu unii dintre copii, tendința noastră este să dăm toată vina pe ei. Nu cred că este obiectiv, mai ales când avem copii mici și încă n-a venit vremea să vorbim. Există o singură regulă, și anume că nu e nicio regulă. Chiar dacă într-o mare măsură se respectă niște stereotipuri, adevărul este că sunt părinți buni cu copii buni, părinți buni cu copii răi, părinți răi cu copii buni și părinți răi cu copii răi. Pentru că depinde de mulți factori și depinde de multe împrejurări și depinde și de, în primul rând, depinde de Dumnezeu, care ne dă viață, ne dă sănătate, ne cheamă, ne pune la dispoziție învățătura. Apoi depinde de părinți, în cele din urmă decizia este a copilului. La fel, când vorbim despre bărbat ca și cap al familiei, putem să punem pe umerii lui o mare parte din responsabilitatea succesului familiei. Odată ce un tată și un părinte și un soț și-a îndeplinit responsabilitățile în modul atât de bun cât ne ajută Dumnezeu și cât suntem de disponibil să o facem, dar în mare, cred că fiecare soț și tată își dorește să aibă o familie de succes. După aia, diferențele, minusurile noastre sunt compensate cu rugăciune și trebuie să recunoaștem că într-o mare măsură depinde și de bunăvoința soției, a copiilor, pentru că ei nu sunt niște obiecte pe care le așezăm de aici colo, ci sunt niște ființe cu voință, că nici Dumnezeu n-a hotărât să ne oblige să ne transforme în niște roboți pe care îi programează și îi trimite de aici până acolo, ci Dumnezeu însuși ne-a dat liberul arbitru de a-L asculta sau de a-I întoarce spatele. Odată ce am stabilit acest lucru și am făcut-o pentru că în urma acestei prezentări niciun bărbat să nu creadă că nu înțelegem că există situații grele de familie, unde nu neapărat el este vinovat de situația din familie. Înțelegem că există și victime
Înțelegem, după cum există bărbați incorigibili, există și femei imposibile. Dar noi nu predicăm aceste extreme. Noi predicăm mainstream, noi mergem pe mijlocul cărărilor neprihănirii și încercăm să vă facem să înțelegeți că în marea majoritate a cazurilor avem material modelabil. Și dacă ne ajustăm și ne adaptăm și respectăm învățăturile Sfintelor Scripturii, șansele sunt foarte mari că vom avea colaborarea familiilor noastre și că vom avea familii binecuvântate și de succes. Ăsta este scopul. Noi nu predicăm jumătăți de măsură, noi predicăm idealuri. De asta de multe ori, și m-am întâlnit în multe locuri cu o asemenea reacție. Frate, păi da, nu te supăra, după ce ne-ai spus dumneata astăzi, noi trebuie să ne ducem undeva pe un zgârie nou să ne aruncăm de acolo. Am spus, nu mă, trebuie doar să vă urcați până sus acolo, atâta tot trebuie să faceți, nu trebuie să vă aruncați de acolo. Și mai avem câteva etaje fiecare dintre noi de urcat. Dar dacă noi, vedeți, vă aduceți aminte atunci când Lot a ieșit din Sodoma și Dumnezeu i-a spus, te sui sus de tot pe munte. Lot și cu fetele lui aveau de consumat niște energii negative cu care se încărcaseră în Sodoma și Gomora. Și aveau de urcat sus pe munte. Dar el a spus, zice, e prea înalt muntele ăsta, lasă-mă să merg la, uite cetatea aia mică acolo, țoară, dacă pe aia o cruți, urc numai până acolo și suntem bine, mersi. Și n-a fost un loc foarte bun unde să se oprească. Ori, dacă noi începem să dăm din numeri și să spunem, mă, fraților, acum asta este că Dumnezeu și așa n-are alții mai buni ca noi, facem și noi ce putem și apoi o ieși ce o ieși. Dacă ăsta e idealul pe care îl predicăm, vă garantez că toți o să dăm cu capul de pereți. Noi trebuie să predicăm acel ideal înalt, maxim, al desăvârșirii. Pentru că tendința noastră nu este către un Hristos care se mulțumește cu puțin, ci cu plinătatea lui Hristos. Scopul nostru ca slujitor este să-i ajutăm pe oameni să urce până la plinătatea lui Hristos, până la nivelul maxim al potențialului nostru. Că niciunul dintre noi nu va ajunge la nivelul maxim până la venirea Domnului și că atunci harul care va fi adus completează minusurile noastre. Dar nu pentru că noi suntem indolenți și nu pentru că imperfecțiunea noastră a devenit scopul nostru, ci datorită faptului că suntem oameni, suntem supuși greșelilor și oricât de multe eforturi am depune, undeva Dumnezeu trebuie să completeze. Dar atenție, că Dumnezeu ne cunoaște inima, spune, dați-vă și voi toate silințele. Cu alte cuvinte, noi nu suntem scuzați pentru imperfecțiunile noastre, decât dacă ne dăm toate silințele să le depășim. Ori ăsta este scopul pentru care stăm de vorbă. Un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez legat de bărbați, vedeți, toți bărbații doresc relevanță. Cel mai mare dușman al unui bărbat este anonimatul. În lumea bărbaților este o competiție continuă și uneori este obsesivă. Încercăm să fim cineva undeva. Încercăm numele nostru să apară undeva, să fie undeva cât mai aproape de topul unei liste. Ascultați conversațiile între bărbați. Ascultați-i să vedeți ce erau ei în România, unde se descurcau, unde el era. Dom'le, dacă lucra la canalizare, dar era cel mai bun în zona respectivă. Nu contează unde lucra. Dacă era fierar betonist, lega sârma cel mai bine. E în natura noastră spiritul ăsta competitiv. Și dacă nu depășește anumite limite de obsesie, e bun. Dar tu ai șansa să fii cel mai mare și cel mai bun în cea mai importantă poziție pe care ți-a dat-o Dumnezeu, și anume cap al familiei tale. Tu ești CEO în familia ta. Nimeni nu e mai mare decât tine la tine acasă. Și acolo ți se cere excelență și acolo ai șansa să dovedești că ești cel mai bun. Bine, asta poate fi puțin și funny,
Odată soția mea a vrut să-mi acorde un cuvânt de mare apreciere că am ajutat-o cu ceva acasă. Și s-a uitat la mine și a spus, în engleză, dar știți cum e, noi românii uneori engleză o mai puțin, zice, "You are my best husband." Ok. A vrut să spună că "You are the best husband." Well, în momentul în care soția ta se uită la tine și nu că face o comparație, că n-are cum, ci e fericită că te are de bărbat. Și spune, tu ești cel mai bun. Aduceți-vă aminte că și bărbatul din Proverbe spune, multe fete au o purtare frumoasă, dar tu le întreci pe toate. Pentru că avem ochi și urechi și ne uităm în jur. Cel mai tragic lucru, și asta vorbește rău și în dreptul unei femei, e vai și amar de sufletul ei, să se uite la bărbatul ei și să spună, mi-aș dori ca bărbatul meu să fie ca cu tare sau ca cu tare sau ca cu tare. Dar întrucât lucrul ăsta se datorează lipsei noastre de înțelegere că trebuie să performăm la nivelul maxim al calității noastre de cap de familie, suntem responsabili de această comparație negativă. Am spus aceste lucruri ca să înțelegeți de ce este importantă lucrarea aceasta. Eu nu cred și apreciez foarte mult felul cum ați organizat această conferință pentru binele și beneficiul bisericii locale, al bărbaților din biserica locală. Există tot felul de movements la ora actuală în comunitățile noastre să se organizeze conferințe naționale de femei, conferințe naționale de bărbați. Nu vă lăsați nevestele să meargă acolo. Dacă vreți să faceți ceva cu surorile, faceți tot pe structura bisericii locale, chiar dacă aduceți niște femei înțelepte și mai în vârstă care știe să le învețe ceva, dar nu vă lăsați nevestele să se ducă hai-hui prin cine știe ce state, la nu știu ce campuri de conferințe naționale pentru femei. Acolo sunt femei care sunt în căutarea unei relevanțe care nu este pentru femei. Femeia nu stabilește doctrina bisericii. Ele, dacă se adună, se adună să se învețe unele pe altele, să fie femei mai bune, mame mai bune, soții mai bune, creștine mai bune. În baza doctrinei așezate de Dumnezeu în biserică prin slujitori, prin bărbați. Femeia nu are voie să învețe doctrina. Trebuie să învețe, că zice, cele mai în vârstă să le învețe, dar învățătura are mai multe sensuri. Când Pavel spune femeii nu-i dau voie să învețe în biserică, să atacă în biserică, inclusiv dacă are depus o întrebare cu privire la doctrină, să-și întrebe bărbatul acasă. Ea nu comunică cu slujitorii puși de Dumnezeu să așeze doctrina bisericii în mod direct, ci prin ricoșeu, prin autoritatea lăsată de Dumnezeu asupra ei. Asta nu trebuie să o uite niciodată femeia. O femeie nu stabilește doctrina bisericii. Ori nenorocirea e că dacă se adună 200, 300, 400 de femei într-un loc, încep să discute probleme de doctrină. Ne acoperim sau nu ne acoperim capetele? Ne punem sau nu ne punem cercei? Cât de mult ne vopsim și cât de mult nu ne vopsim? Avem și noi voie să vorbim în biserică sau nu avem voie? Ne țin ăștia cu botniță. Încep să vină cu idei că sunt opresate, că sunt apăsate, că sunt tratate cu discriminare. Și când le intră asemenea idei în cap, să știți că femeia este un vas mai slab. Și de acolo apar multe probleme în familie, pentru că caracterul unui om nu este compartimentat, este pe principiul vaselor comunicante. Tot ce se întâmplă într-o zonă a caracterului se varsă în toate celelalte. Și s-ar putea să te trezești cu probleme legate și de gospodărie, și de casă, și de copii, și de una, și de alta, doar pentru că a învățat că ea este cineva și că are drepturi. Uitați-vă unde este societatea datorită acestui sistem feminist. Să ajungem acolo puțin mai târziu. Mai întâi de toate, pentru că noi suntem capii familiei. Haideți să înțelegem de ce. Probabil că marea majoritate dintre voi sunteți cu cel puțin câțiva centimetri mai mari decât soțiile voastre, mai puternici, categorică sunteți,
Ea nu poate să ridice cât puteți voi ridica, ea nu poate să lovească mai tare decât puteți voi lovi. Sau care e motivul pentru care noi suntem capul familiei? Doar pentru că noi suntem mai mari? Doar pentru că n-are încotro? Doar pentru că așa sunt lucrurile în societate? Încă mai sunt, încă mai avem aplicații unde scrie Head of the Household și să îți pui numele tău. De ce bărbatul este capul familiei? Care este rațiunea noastră, rațiunea poziției noastre? Și aș vrea să vorbesc despre trei lucruri legate de bărbat, capul familiei. Mai întâi, motivul autorității bărbatului. Vă rog să vă uitați în Timotei și în Corinteni și veți vedea că acolo Apostolul Pavel stabilește cel puțin trei motive pentru care noi suntem capul familiei și avem autoritatea aceasta. În primul rând, prin cronologia creației. Spune Pavel, bărbatul a fost creat înainte de femeie. Există un drept cronologic care a călcat pragul instituției familiei. Primul, ăla este capul familiei, prin cronologie. Niciodată n-am crezut neapărat în ideea că bărbatul trebuie să fie mai în vârstă decât nevasta, cu un an, cu doi, cu nouă. Eu sunt mai mic cu 6 luni decât soția mea și nu mă deranjează absolut deloc, dar asta nu-mi taie absolut deloc din dreptul meu de a fi capul familiei. Pentru că bărbatul este capul familiei prin cronologia creației, te trimite înapoi la creație. Bărbatul a fost primul creat. În al doilea rând, prin scopul creației, tot Pavel spune, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia a fost făcută pentru bărbat. Mai mult, nu bărbatul a fost luat din femeie, vorbim tot de momentul acela al creației, ci femeia a fost luată din bărbat. A fost făcută din coasta lui. Ei, în baza creației, pentru că bărbatul a fost făcut primul, pentru că femeia a fost făcută pentru bărbat și pentru că femeia a fost luată din bărbat, prin creație, tu ești capul familiei. În al doilea rând, prin cădere. Tot Pavel spune, nu bărbatul a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată. Și pentru că ea a fost înșelată, pentru că ea a căzut la testul acesta, ea trebuie să fie supusă autorității bărbatului. Dragii mei, nu înseamnă că bărbatul nu are emoții și nu înseamnă că femeia nu are rațiune. Ce înseamnă că de cele mai multe ori deciziile femeii sunt guvernate de emoții, și de cele mai multe ori deciziile bărbatului sunt determinate de rațiune. Când amândoi se uită la același lucru, se uită la un accident, femeia este concentrată asupra tragediei umane. Câți copii au rămas orfani? Ce va face femeia asta? Ce va face bărbatul ăsta? Ce vor păți copiii ăștia? Când bărbatul se uită, spune, Doamne, dar a trecut pe roșu, ce s-a întâmplat? E intersecția asta periculoasă, a fost beat, a fost... Deci, femeia vede prima dată tragedia umană și, pe urmă, poate că se gândește și la celelalte lucruri. Bărbatul vede mai întâi logistica situației. Și asta nu înseamnă că e lipsit de emoții, ci este modul în care Dumnezeu ne-a făcut să gândim. Ei, de ce Eva a fost înșelată și a provocat căderea? Există foarte multe teorii, unele dintre ele năstrușnice și chiar periculoase, unele dintre ele dezgustătoare cu privire la căderea femeii și înșelarea femeii. Noi încercăm să stăm lângă ce spune Biblia. Știu că există tradiția basmelor evreiești, spun tot felul de lucruri. Un lucru foarte important. Am un unchi în România foarte, foarte bine fundamentat teologic și discutăm foarte multe lucruri despre viață, despre doctrină, despre... Mă pot consulta cu el foarte mult pentru că are niște vederi foarte de bun simț. El spune, el crede lucrul ăsta.
Zice, Doamne, când femeia a căzut și ea a căzut prima, dacă Dumnezeu voia, pocnea din degete și o trăznea și îi făcea altă femeie lui Adam. Adam n-a fost înșelat. Adam a luat și a mâncat în mod deliberat când i-a dat femeia, a împărtășit soarta. A fost o decizie rațională a lui Adam. De ce n-a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? Datorită faptului că Eva, care este mama tuturor vii, este sursă de viață. Este sursă de viață. Omul a fost creat cu capacitatea de a decide și de a alege. Am citit undeva că dacă Adam ar fi trebuit să fie în aceeași situație de un milion de ori, ar făcut același lucru, ar fi decis să iubească sursa de viață așezată de Dumnezeu lângă el, să-i împărtășească soarta. Dar în momentul în care i-a împărtășit soarta, responsabil de cădere, Dumnezeu l-a făcut pe Adam. Pentru ce ai mâncat, pentru ce... El a încercat să dea vina pe femeie. Spune, femeia pe care mi-ai dat-o, ea a mâncat și mi-a dat și mie și eu am luat. Ne întoarcem la autoritatea bărbatului. Pentru că în segmentul acela care descrie căderea omului, femeia a mâncat prima. Femeia a luat inițiativa căderii. Și femeia a fost înșelată să creadă dubiile pe care le-a strecurat diavolul în mintea ei. Nu numai că a fost așezată sub autoritatea bărbatului prin creație. Era deja sub autoritatea bărbatului prin creație. Că toate lucrurile pe care le-am spus despre creație, el a fost creat mai întâi, ea a fost făcută pentru el, ea a fost luată din el. Astea deja se întâmplaseră. Și Dumnezeu deja a pus-o lângă bărbat. Un ajutor potrivit pentru bărbat. Bărbatul fiind jucătorul principal aici. Și fiind ajutorul lui. Dar Dumnezeu a așezat-o sub autoritatea bărbatului, spune, dorințele tale se vor ține după bărbat. Și împlinirea ta ca femeie și împlinirea lui ca bărbat, tu ca sursă de viață, se va face cu durere. Cu alte cuvinte, supunerea ei față de bărbat, care era și până atunci, a devenit dureroasă. Femeia trebuie să-și sacrifice trupul pentru împlinirea familiei și pentru perpetuarea familiei. Femeia trebuie să-și sacrifice dorințele, prioritățile, pentru ca să stea în spatele bărbatului ei și să îl ajute pe el să fie relevant, să-l ajute pe el. Ați observat un lucru, și nu neapărat că e bine atunci când e obsesiv, ați observat cât de mulți bărbați sunt îmbrânciți de nevestele lor în proeminență? Aproape, dacă cumva sunt alegeri de comitet și el nu este ales în comitet, el respiră ușurat și a mai mult timp de, nu știu de ce, de golf, de citit, de stat degeaba, de grădinării, de nu știu de ce. Nevasta e devastată. Pentru că, și asta e blestemul căderii, proeminența și relevanța ei depinde de proeminența și relevanța bărbatului ei. Și e un lucru normal. Câtă vreme este cu bun simț și până la o anumită limită. Foarte rar, numai dacă chiar a trebuit, i-am spus vreodată soției mele ce se întâmplă în biserică, în conducerea bisericii, nici atât. Și ascultați de ce. Pentru că dacă împărtășești cu soția ta ce ți-a zis sau ce ți-a făcut unul, tu îl ierți. Că îți poruncește Scriptura. Noi bărbații suntem tipul de oameni care dacă ne izbim unul de altul, ne uităm urât unul la altul și pe urmă spunem hai și plecăm mai departe. Nevasta ta nu o să uite persoana respectivă niciodată
Și e vai de ceafa persoanei respective ce îi se spune către ceafă când se întoarce cu spatele. Fără cuvinte, doar gândind. De ce? Pentru că e în natura unei femei atunci când bărbatul ei este subminat sau este tratat rău, să se transforme într-o fiară răzbunătoare. Pentru că dorințele ei se țin după el. Ce se întâmplă cu el o afectează pe ea aproape mai tare decât pe el. Asta face parte din blestemul adamic. Practic, ea își trăiește viața ei prin proxy. Succesul tău e succesul ei. Valoarea ta e valoarea ei. Cine ești tu este opera ei. Este o vorbă că în spatele oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică. În engleză sună puțin mai bine. Behind every man of success there's a wife rolling her eyes. Da, ăsta e rolul femeii. So, autoritatea noastră se leagă de creație, se leagă de cădere. Ăsta este motivul autorității noastre, ca să știm de ce suntem șefi în casă. De aia. Doi, maniera autorității bărbatului. În Efeseni, cuvântul Domnului spune că un bărbat trebuie să se poarte cu mare grijă și cu mare atenție cu nevasta lui. Exercitarea autorității noastre este o operă de artă, stimați frații. Știu că noi suntem puțin mai neatenți, mai dăm peste lucruri, mai de-aia ne face tot timpul observație, dar pune domnul la locul ei, dar vezi că ai dat peste scaunul ăsta, trebuie să stea drept, aliniat, măsurat, să nu existe niciun fel de unghi, să nu, totul trebuie să fie perfect în casă. Și noi trecem pe lângă ele, le mai izbim, le mai, nu suntem așa de atenți cu estetica și cu simetria. Când este vorba de sufletelul soției tale, este cel mai fragil bibelou din casa ta. Și să fii foarte atent. Când am consilieri premaritale, le spun băieților, zic, le au separat și spun, ascultă-mă, să nu îndrăznești vreodată să ridici mâna la nevastă. Nu că nici să nu ameni, să nu faci vreodată să se simtă speriată ca să-i aplici vreo disciplină corporală. Și am să spun de ce. Iubirea e formată din celule. Celule spirituale. Așa după cum corpul e format din celule materiale, tot sufletul și spiritul are și el niște celule de ordin spiritual. Știți că celulele creierului nu se pot regenera. La fel, celulele iubirii nu se pot regenera. De asta vedeți oameni care trec după 20-30 de ani de căsnicie și nu se mai pot suporta unul pe altul. Datorită comportamentului nepotrivit unul față de altul, el a devenit insensibil, a devenit o bucată de ceva fără sentimente, indiferent total, iar ea a devenit o zgripțuraică. Și casa aia se numește iad. Pentru că celulele iubirii nu se regenerează. Atenție, dacă ai de-a face totuși cu oameni pocăiți sau cu niște oameni care se trezesc la realitate la un moment dat, dragostea lui Dumnezeu poate să compenseze. Dar iubirea aia firească, spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi fără iubire firească. Celulele alea de ordin spiritual. În momentul în care ființa care trebuie să o protejeze, o abuzează, doar pentru ca să încheie argumentul mai repede, doar pentru ca să nu piardă 5 minute explicând odată în plus despre ce e vorba, moare ceva în ea. La vârsta tinereții, lucrurile astea sunt mai ușor de camuflat. Însă memoria unei femei este ca memoria unei cămile. Să nu aveți impresia că în mod derogatoriu fac comparația asta. Vreau să vă povestesc de unde știu lucrul ăsta.
Când a fost în Israel, a spus cineva, zice, beduinii se poartă urât cu caii, cu măgarii, cu toată lumea, numai cu cămilele se poartă foarte frumos. Cămilele țin minte timp îndelungat. Te întâlnești după ani de zile cu o cămilă pe care ai lovit-o și te trezești că te mușcă. Mi-a văzut de un beduin care a lovit cămilă. Trei ani mai târziu, s-a întâlnit cu persoana respectivă și era cu cămila și când nu s-a uitat bine, cămila a sărit și l-a mușcat de cap. A ținut minte. Nu o să facă nimic astăzi, mâine și poi mâine. Însă știți că noi devenim, pe măsură ce trece timpul, din ce în ce mai dependenți. Vă învăț de bine, fraților, ascultați-mă că vă învăț de bine pentru binele vostru. Noi devenim din ce în ce mai slabi și mai dependenți. Femeii crește armata. Are câțiva soldați, fete și băieți, pe lângă ea. Devine din ce în ce mai stăpână pe situație. Și începe să-și aducă aminte. De asta Apostolul Pavel spunea, și asta e poruncă de la Dumnezeu, v-am dat și aspecte practice, vizibile, din experiența pe care am avut-o cu multe familii. Dar și dacă încă n-am avut experiența aia, luați Biblia pe cuvânt. Spune, fiecare trebuie să-și trateze soția ca pe trupul lui. Nimeni nu-și lovește și nu-și abuzează propriul trup, ce îl îngrijește cu drag. Felul cum tu îți tratezi soția este felul cum îți tratezi propriul trup. Mai mult decât atât, felul în care îți tratezi soția este felul în care îl tratezi pe Hristos. Ia ascultați aici ecuații. Mie îmi plac foarte mult ecuațiile biblice. Și de-aia folosesc termenul ăsta foarte des. Hai să mergem să citim un pic în Coloseni, capitolul 3. Este vorba de relații. Și este vorba și de relații în biserică, dar pot fi aplicate la familie. Că Pavel, după ce spune îngăduiți-vă unii pe alții, îmbrăcați-vă cu dragoste, pacea lui Hristos să stăpânească, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, cântați cu mulțumire în inima voastră și orice faceți. Pe urmă zice, nevestelor fiți supuse bărbaților, bărbaților iubiți-vă nevestele, copii ascultați de părinți, părinți nu întărâtați copiii la mânie, robilor ascultați în toate lucrurile de stăpânire. Deci pornește de la relațiile intime de familie, la relațiile de servici și categorică, de la început noi le-am aplicat la relațiile de biserică. Dar ascultați acum ecuația, versetul 17 din Coloseni 3. Și orice faceți, orice faceți, un deget dacă l-ai mișcat, cu cuvântul sau cu fapta, o literă rostită sau o faptă de cea mai mică însemnătate, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Ce înseamnă să fac eu ceva în numele Domnului Iisus? Înseamnă ca și când Domnul Iisus ar face, nu? Când eu îl reprezint pe Domnul Iisus Hristos, oamenii, este o hârtie de 20 de dolari, o hârtie. Dar pentru că oficial au scris ei 20 de dolari, e valoarea la 20 de dolari, dar e o hârtie. Sunt hârtii mult mai frumoase decât hârtia aia de 20 de dolari. Motivul pentru care hârtia de 20 de dolari sau moneda aia valorează mai mult este pentru că reprezintă suma, cantitatea de valoare pe care scrie pe ea că o reprezintă. Ori tu ca bărbat îl reprezinți pe Hristos. Tot ce faceți, să faceți în numele Domnului. Adică ca și când Domnul face. Dacă simplificăm lucrurile, este faci tu, de fapt face Domnul. Putem pune și un semn de întrebare. Ce spui și ce faci tu, spune și face Domnul? Că așa ar trebui. Dacă Domnul ar fi acolo în carne și oase, nu tu, tot ce faci și spui tu, ar trebui să dai din cap și să spui, da, da, Doamne, Domnul a făcut și Domnul a zis.
Așa ar fi făcut Domnul dacă era El în carne și oase acolo. Acum, ascultați partea a doua a ecuației. Versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Deci prima parte a ecuației este că Domnul face. A doua parte a ecuației este că Domnul face Domnului. Cunosc o familie din București care au pus nume copiilor interesante. Au avut mai multe fete, la una i-a pus numele Aleluia, la una Maranata, la una Osana. Și când, chiar când eram adolescent, mă gândeam, eu niciodată dacă o să am fete, și fete am avut, n-am să le pun nume de genul ăsta. Păi te super pe ea, mă, cum să-i spui? Vino Maranata încoace, mă, Osana, și Aleluia! Merge, nu merge. E, dar uite, când vorbești de relația cu soția, că aici o aplicăm, Domnul îi spune Domnului. Ce credeți că ar putea să spună Domnul Domnului? Știți că există o conversație scripturală între Domnul și Domnul. În ziua cincizecimii, Petru citează pe David, că David a scris profeții cu privire la Trinitate, dar n-a avut nici habar de asta. A introdus conceptul Trinității când spune, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune sub picioarele tale pe toți dușmanii tăi, le fac eu de petrecanie, că Domnul așa vorbește cu Domnul. Ei, gândiți-vă că în familie, când soțul vorbește cu soția, aș zice și când soția vorbește cu soțul, dar acum suntem noi aici, nu avem pe nimeni pe partea asta, Domnul vorbește cu Domnul. Și de asta trebuie să tragi aer adânc în piept și te gândești, Domnul ar zice ce urmează să zic eu? Și dacă Domnul n-ar zice, sunt eu, i-ar zice Domnului ce urmează să zic? Na, închipuiți-vă când un bărbat și o femeie în cămin înțeleg această ecuație, cum am umblat pe cioburi toată ziua. Am fi atenți la fiecare privire, la fiecare vorbire. De ce? Pentru că întorcându-ne la Efeseni, Hristos este modelul autorității noastre. Maniera autorității bărbatului e după modelul Domnului Iisus Hristos. Care își iubește trupul și îl îngrijește cu drag. Și care și-a dat viața pentru el. Dragii mei, când ne uităm la femeia din Proverbe 31, accentul cade pe ea. Nu este adevărat. Cel mai important personaj în Proverbe 31 e bărbatul. El e șef acolo. El e capul familiei. Deși ea se ocupă de toate lucrurile. Ea face business, ea pune acoperișul pe casă, ea dă de lucru slugilor. Asta nu doarme noaptea gândindu-se ce să le mai dea a doua zi de lucru. Că zice Biblia că lumina ei nu se stinge. Să scoală de vreme, toată lumea când se trezește dă cu ochii de ea. Vă dați seama ce înseamnă asta? Dar întrebarea este, cine cui dă notă? Bărbatul îi dă notă. Bărbatul evaluează activitatea. Pentru că el e capul familiei. Știți de ce este femeia asta așa de fericită? Că până și copiii ei, când se scoală dimineața, sunt, mamico, tu ești o femeie fericită. Care este fericirea acestei femei? Succesul ei în afaceri? Faptul că râde de ziua de mâine? Faptul că își bagă nasul în toate lucrurile? Nu. Fericirea ei este încrederea bărbatului ei, suportul bărbatului ei, felul cum o tratează și o evaluează și cuvintele bărbatului ei. Asta-i dă aripi acestei femei. Noi avem impresia că dacă suntem bărbați, trebuie să fim rigizi. Am auzit tot felul de expresii. Eu de natura mea sunt un om, nu cred că sunt dur,
dar sunt destul de orientat către logistica lucrurilor, către organizarea lucrurilor și chestia asta este un spațiu puțin mai rece, puțin mai rigid. Însă am învățat destul de devreme în viața de căsnicie și cu ajutorul Domnului în câteva luni împlinim 40 de ani de căsnicie. Că vorba dulce mult aduce. Am învățat foarte repede și mă bucur că am învățat foarte repede și mă bucur că nu m-am luat după bărbații care mi-au spus, ascultă băi, fii bărbat băi, stai prea gelatină în fața ei și prea îi pui mâinile și picioarele, se suie la cap băi. Fraților, dacă îi se suie la cap, este că femeia aia are niște probleme de caracter care mai târziu sau mai devreme vor exploda cu sau fără complimentele tale. Cu sau fără rigiditatea și bărbăția ta. O să te dai cu capul de ele oricum. Dar, dacă există vreo șansă să câștigi pe cineva în viață, prin dragoste, o poți câștiga, îi poți câștiga. Și noi am fost chemați să ne iubim nevestele și să le vorbim frumos. Nu spun ca să mă laud, că din punctul de vedere al multor bărbați apar ca fiind un fel de Pinocchio. De dimineața până seara, fiecare interacțiune între mine și soția mea se lasă cu cuvinte de apreciere și de dragoste. Și îi văd fața cum se luminează ei pentru scânteia aia de fericire. Sunt în stare să-i mărturisesc dragostea mea de 1.000.000 de ori pe zi. N-am reușit niciodată, dar mai încerc. Pentru că scânteia aia care se naște în ochii ei, pe fața ei, e ceva extrem de prețios și numai o singură ființă din lumea asta poate să producă acea scânteie, bărbatul ei. Am citit multe manuale de consiliere și de confesionale cu privire la faliment în căsnicie și nu este o scuză pentru o femeie dacă nu primește complimente acasă să primească în altă parte. Dar dacă o femeie primește complimente în altă parte și nu le primește acasă, rușine acelui bărbat, pentru că e rolul lui să-i facă complimente. Păcatul e al ei, că și dacă nu îi se făceau complimente acasă, ea nu trebuia să se ducă în alte părți după complimente. Însă bărbatul din Proverbe 31 nu este un bărbat slab, este un bărbat important. Ăsta se duce la porțile cetății, la vârsta tinereții și e băgat în seamă de conducătorii și de bătrânii cetății. Acest bărbat important, acest bărbat relevant, acest bărbat cu poziție și cu statut, inclusiv în societate. Dimineața, primul lucru când se scoală, înainte să-și bea cafeaua, înainte să se îmbrace, înainte să facă orice, se scoală și spune, multe fete au o purtare frumoasă, dar tu le întrești pe toate. Asta este maniera autorității bărbatului. Maniera autorității bărbatului nu este să-și flexeze mușchii, nu este să-și măsoare inteligența cu inteligența femeii, nu este să îi aducă aminte femeii în fiecare dimineață, vezi că eu sunt șeful, ci să facă lucrurile, să ia inițiativele care să aducă echilibru, pace, binecuvântare și iubire în camino. Mandatul autorității bărbatului. Am vorbit despre motivul autorității bărbatului, ca să știm de ce suntem cap de familie, maniera autorității bărbatului, ca să știm cum să ne manifestăm această autoritate în dragoste, în apreciere. Asta nu înseamnă că bărbatul nu poate avea inițiative de autoritate să spună facem asta sau nu facem asta. Aici mai fac o paranteză. Maica mea, până când a luat-o Domnul acasă, a fost forța
care a făcut aproape totul în casă. Taică mi-a așteptat, viața lui taică mi-a, când a venit acasă, a fost să aștepte să-i spună maică mea unde să stea, unde să ducă, unde să așeze și mai mult ce să nu facă, săracul lucra multe ore, venea obosit acasă, prefăcea mare lucru în casă, dar uneori făcea lucruri să se așeze, dădea pe Dumnezeu sau făcea lucruri care nu-i conveneau lui maică mea, sau maică mea că îmi spunea ce să nu facă. Între ei a fost o relație de iubire, de respect, am învățat foarte multe lucruri frumoase. Însă, au existat decizii majore în viața familiei noastre. Când tata s-a gândit și a spus, auzi, Mariuțu, facem așa. Și de acolo nu s-a mai mișcat nimeni. Când maica mea a auzit cuvintele astea epice, foarte rar le-a rostit, nu știu dacă de 3-4 ori le-am auzit eu. Dar când a spus, Mariuțu, facem așa. S-a terminat, s-a întors mama cu toate tunurile către scopul lui tata și pe unde a zis tata, pe acolo s-a mers. Eu că aminte că atunci când am venit în America, maică mea era împotrivă și taică mea era pentru. Cu un an înainte, 2 ani înainte de a depune actele, într-o zi eram în curte și eram la masă și tata zice, băiete, vin încoace. M-a așezat în dreapta lui, i-a spus lui mama, zice, stai aici, în partea asta aici. A pus-o pe maică mea în stânga lui și pe mine m-a pus în dreapta lui. Și a spus așa, ascultă, Mariuțu, băiatul, deja e la o vârstă, mai predică cuvântul, îi place să citească scripturile, un băiat cu minte, de azi înainte, când luăm decizii, vine și el și stă aici lângă noi. Și are și el un cuvânt de spus, să-l ascultăm și pe el ce zice, și să învețe să fie bărbat și să știe când, cum și ce. Maica mea nu m-a luat în serios, că pentru ea era un bebeluș. S-a uitat, era să dea cu palma peste masă. Mă pleacă, băi, de aici. Dar n-a zis nimic. A zis că nu i-a convenit. Când am luat decizia să plecăm, tata era împotrivă, era pentru, mama era împotrivă. Că ce ne ducem noi acolo copiii, ne stricăm copiii în țara aia, am auzit eu tot felul de lucruri, taică-mi era 100% pentru. Și zicea, auzi, știi ce, dacă eu sunt de acord și tu nu ești de acord, hai să vedem ce zice băiatul. Și în 3 zile, mama m-a pus pe genunchi, a luat-o cu partea spirituală, tata mi-a arătat niște poze cu blugi, geci și mașini noi și cizme și m-a convins să fiu de partea lui. Nu ăsta este lucru important. Ce vreau să vă spun este, normal că n-am luat eu decizia să plecăm. Dar tata a spus, depunem actele și plecăm. Copilul n-are viitor, aici fusesem dat afară din UTC, lucrurile se complicaseră. În secunda în care tata a rostit verdictul, mama nici nu s-a mai rugat să nu plecăm, nici n-a mai comentat. A fost forța de centru al luptei ca să obținem aprobarea să plecăm. Deci asta nu înseamnă că dacă o viață întreagă îți dai seama că ai o femeie de valoare lângă tine, care știe ce vorbește, știe ce face, care știe să conducă finanțele familiei. La mine în familie nu mă întrebați câți bani avem în cont, că nu știu. Habar n-am și nu mă interesează, că pentru mine e o pierdere de timp. Dar zice că inima bărbatului se încrede în ea pentru că îi face bine în toate zilele vieții și nu rău. Ei, asta nu înseamnă că nu sunt momente în viață când spui aici așa facem. Ei, mandatul autorității bărbatului, tot în Efeseni spune ca să înfățișeze această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Scopul principal al bărbatului, mandatul unui bărbat ca și cap de familie, să-și conducă familia spre Dumnezeu. Este cel mai important lucru pe care îl poți realiza. O să vorbim câteva lucruri și despre responsabilitățile bărbatului. Dar ascultați-mă,
în afară de casă, în afară de mașină, în afară de școli, în afară de alte lucruri. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am încercat să-mi dau copiii cât am reușit la școli, am rămas cu datorii foarte mari, mai ales după primele fete. Dar nu consider că asta este cea mai mare realizare. Cea mai mare realizare este atunci când văd copiii că sunt în biserică, că laudă pe Dumnezeu, că îl cinstesc pe Dumnezeu. Și dacă din când în când mai aud vreo vorbă și de faptul că oi fi avut vreun impact oarecare în viața lor, e un lucru foarte important, pentru că mandatul esențial al autorității noastre este să conducem familiile noastre spre Dumnezeu și spre împărăția lui Dumnezeu. Nu este un lucru mai important decât ăsta. Uitați-vă la toți marii bărbați ai Scripturii. De ce îi putem lăuda? Care sunt lucrurile pe care le-au realizat? Și-au condus familia... Hai să vorbim puțin de Iacov, despre care putem spune multe lucruri rele. Că a fost un înșelător, că a manipulat părinții, că l-a păcălit pe frate-su. Câte vreți, că până la urmă l-a jucat și pe socră-su. Și că într-o zi i-a luat fetele și și-a luat familia și a fugit, a plecat. Până la vremea aia a fost un fugar. El a avut o întâlnire cu Dumnezeu la Betel. Personală, singur. În calitatea de fugar. Dar a doua oară când a ajuns la Betel, și-a condus familia către închinare. I-a învățat ce să facă, cum să se poarte, cum să se apropie de Dumnezeu. Și asta a fost una dintre marile realizări ale lui Iacov, ca și patriarh. Ăsta este mandatul autorității bărbatului. Când vorbim de responsabilități, și aici multe dintre ele le cunoașteți, nu o să insist, sunt responsabilități de ordin funcțional. Protecție. Un bărbat trebuie să-și protejeze familia cu prețul vieții lui. Hoț, tâlhar, diavol, demon, nu contează cine. Ca să ajungă la femeia și la copiii tăi, trebuie să treacă prin tine. Tu te pui în calea glonțului, tu te pui în calea cuțitului, tu te pui în calea forțelor întunericului. Nu are voie nimeni să ajungă la cele mai mari binecuvântări și bunuri pe care Dumnezeu ți le-a dat, care sunt soția și copiii tăi, decât prin tine. Over your dead body. Asta este scopul principal, să-ți protejezi familia. Și vorbim principal în zilele de astăzi, protecție spirituală. Uitați-vă câte atacuri sunt împotriva familiei. Și câți bărbați indolenți cedează în fața acestor atacuri și nu-și mai protejează nici copiii, nici soția de atacurile celui rău. Cedează în fața acestor presiuni. Vreau să vă spun că în bisericile noastre, mișcarea feministă are atâta succes cât de indolenți și cât de mult abdicăm acest rol de a proteja familiile noastre. Când protejați doctrina adevărată în biserică, vă protejați nevestele și copiii. Pentru că, din păcate, există foarte mulți bărbați slabi din punct de vedere spiritual, care ei își apără nevestele să-și toarne cercei și lănțișoare și tot felul de lucruri pe ele, ei se pun în fața femeii și spune: păi bărbatul meu mi-a spus că am permisiunea lui. Ei le dau jos acoperirea capului, acoperitoarea capului, și facilitează atacuri spirituale teribile împotriva familiei lor. Că tot vorbim de acoperirea capului. Acoperirea capului la femeie este semnul stăpânirii tale. Ea când intră în zona și în spațiul spiritual, ea trebuie să intre sub acoperire. Aveți puțină răbdare să dezvoltăm acest subiect, pentru că e un subiect foarte controversat în bisericile noastre la ora actuală. Ascultați! În har, în lege, erau foarte multe puncte de legătură, portale de acces între material și spiritual. Erau
jertfele, era tăierea împrejur, era sabatul, erau foarte multe portale de legătură între spiritual și material. În har sunt foarte puține. Și vă dau exemple. În primul rând este apa botezului, care este un element natural, portal al nașterii din nou. Pentru că apa botezului mărturisește nașterea din nou. Nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este o mărturie a unui cuget deja curat. Adică nașterea din nou s-a produs. Nu, în înțelepciunea lui extraordinară, vedeți Dumnezeu, de ce ne făceam dacă folosea pământul? Și ce ne ducem la cimitir, când Ionescu se botează, îl îngropăm în pământ și pe urmă dăm pământul la o parte și îl scoatem afară. Nu, a folosit elementul apă. Și prin înmormântarea în apă și ridicarea din apă, reprezintă înmormântarea omului vechi și ridicarea la o viață nouă împreună cu Hristos. Asta este simbolul, icoana aceasta închipuitoare. Adică nu e vorba de o icoană, că este o acțiune, nu e ceva de pus pe perete. Icoană înseamnă actul acesta, înfățișarea aceasta a cufundării în apă și ridicării din apă, vă mântuiește acum pe voi. Păi cum, că am înțeles că nu este o curățire de întinăciune. Nu. Lucrul acesta care se vede în material, de fapt s-a petrecut în spiritual și asta a adus mântuire sufletelor noastre. Omorârea omului vechi și ridicarea la o viață nouă în Hristos, răstignirea împreună cu Hristos în moartea Lui și învierea în viața Lui. Asta este un punct de legătură între material și spiritual. Cine va crede și se va fi mântuit. Cine nu va crede, normal că nu se va boteza, nu va fi mântuit. Deci botezul este un imperativ. Botezul în apă este un imperativ ca act public, ca mărturie publică a nașterii din nou și apa aceea este un portal între lumea spirituală și lumea materială, care portretizează în fizic, într-o imagine fizică, nașterea din nou. Pe urmă, cina Domnului. Avem pâinea și rodul viței. Pâinea și rodul viței nu-și schimbă compoziția chimică. Dar prin binecuvântare devin o reprezentare fidelă a trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos, reprezintă portalul de legătură între moartea Domnului Iisus Hristos și experiența noastră de viață, pentru că prin moartea Lui ne-a fost adusă viață. Și când sărbătorim trupul frânt al Mântuitorului și sângele vărsat al Mântuitorului, sărbătorim viață. Dacă nu mâncați trupul meu și nu pe sângele meu, nu aveți viață. Cu alte cuvinte, portalul de legătură între spiritual și fizic, poarta de reprezentare în fizic a ceea ce se întâmplă spiritual, când trupul frânt și sângele vărsat ale Domnului Iisus Hristos îmi dau viață, este împărtășirea cu pâine și cu rodul viței. Fără niciun fel de rezervă pot să spun, ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. 3. Ungerea cu un de lemn. Ce este un de lemn? E ceva de preț. E ceva prețios. Cum le luăm acum din Israel și miros frumos și e o plăcere să faci ungeri. Mai puțin plăcere să fii bolnav și să ai nevoie de ungerea cu un de lemn. Pentru noi păstori e din ce în ce mai elegant. Hai să trecem puțin de acest aspect. Ce este un de lemnul? Este un simbol al Duhului Sfânt, dar este și un simbol al balsamului de vindecare. Pentru că vinul purifică și dezinfectează, dar unde lemnul dă mângâiere, alinare unei răni și dă vindecare. În momentul în care facem ungerea cu unde lemn, este un alt aspect fizic al credinței noastre care creează un portal de legătură între Hristos ca vindecător și vindecarea care ne este dată tot prin rănile Lui. Este un alt portal de legătură. Și un alt portal de legătură este acoperirea, învelitoarea capului la surori atunci când ele se roagă sau prorocesc, sau dacă e să traduce într-un mod mai larg, actul deliberat al închinării. Acum, stimați frați,
După cum în ceea ce privește botezul în apă, nu putem să ducem la extremă lucrurile, pentru că tâlharul de pe cruce n-a fost botezat în apă, dar a fost mântuit. Cina Domnului, că un om e în închisoare și n-are nici roduvițe, n-are nici pâine, nu înseamnă că dacă nu mai ia cina 3 ani, 5 ani cât este în pușcărie, el nu e mântuit și nu are viață în el. Dacă cineva nu are posibilitatea să cheme pe cineva să îi facă ungerea cu unt de lemn, este undeva departe, este într-un loc necunoscut, într-un loc izolat, nu înseamnă că Dumnezeu nu îl poate vindeca. Deci nu putem să ducem la extremă și la absolut aceste lucruri. Ele sunt niște imagini care trebuie să rămână în conștiința noastră și ne ajută să înțelegem valorile din spatele acestor imagini. Tot așa, cineva ar putea spune, dom'le, femeia trebuie să-și bată învelitoarea cu cuie în cap, ca nu cumva să o scoată vreodată. Nu. Pentru că, da, dacă vine Duhul peste ea, Duhul e supus prorocului, are timp să ducă să-și pună ceva pe cap, dacă trebuie să prorocească neapărat, sau dacă vrea să se roage. Dacă zice, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse zice și bărbatul când are cușma pe cap iarna, că e frig și spune că Biblia că e urăciune pentru bărbat să se roage, să se prorocească cu capul acoperit. Deci nu împingem la obsesie aceste lucruri. Dar în actul deliberat și mai ales la nivel de biserică, porunca lui Dumnezeu pentru o femeie este să aibă capul învelit. Acum, sunt doctori în teologie care mutilează cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă luați de ei doar pentru că, după ei doar pentru că sunt doctori. Vă luați după ei doar pentru că sunt doctori. Luați-vă după ei dacă spun ce scrie în Scripturi. Ori o lipsă de onestitate intelectuală, în primul rând, mai vorbim spirituală din partea multora care răstălmăcesc Scripturile și ne iau drept proști și pentru că noi nu cercetăm Scripturile, îi urmăm în aceste lucruri. Și prostia noastră nu stă în lipsa noastră de inteligență, ci stă în indiferența și indolența noastră în a nu pune mâna pe Scripturi să le verificăm că n-avem o inimă mai alesă ca cei din Berea, care cercetau acasă să vadă că ce li s-a spus la biserică este adevărat. Ia ascultați voi! Ca să vedeți cum ne iau ei de oameni slab de minte, ca să nu spun altceva. Haideți să citim un pic din pasajul clasic din 1 Corinteni, capitolul 11. Versetul 4. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Cine e capul bărbatului, spune la versetul 3? Hristos. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, descoperit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Acum, puțin mai încolo, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 15, partea a doua, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Aici avem o mare dilemă. Dacă Biblia spunea, femeia trebuie să trăiască cu capul acoperit, înțelegeam că e vorba de păr. Dar femeia trebuie să se roage și să prorocească cu capul învelit. Însă aici spune că părul i-a fost dat ca podoabă, ca învelitoarea capului. Aici este vorba de două învelitori. Este vorba de învelitoarea naturală, care este părul ei și care trebuie să fie lung, nu tuns și nu ras. Nu mă refer la faptul că nu poate să-i tundă capetele sau, mă rog, în toate societățile ideea ca femeia să aibă părul mai lung decât bărbatul. De asta, în vechime, bărbatul avea plete până la umeri. Și poate și apostolii au avut așa și poate Domnul Iisus. Dar femeia avea părul mult mai lung. Puteai să faci o deosebire între bărbat și femeie. Părul scurt era în comparație cu femeia. Părul lung era în comparație cu bărbatul. La ora actuală, din nefericire, te uiți la unii bărbați, dacă îi vezi de la distanță și de la spate, nu știi dacă e bărbat sau femeie. Bărbatul trebuie să aibă părul scurt, femeia trebuie să aibă părul lung.
mai lung, mai scurt. Dar, ascultați, care este argumentul lui Pavel? Versetul 14. Nu vă învață chiar și firea. Bunul simț uman, asta înseamnă firea aici. Că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung. Pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung. Normele sociale care formează bunul nostru simț ne spun că în societate este de bun simț pentru un bărbat să aibă părul scurt și e de bun simț pentru o femeie să aibă părul lung. Și Dumnezeu spune, dacă regulile sociale le respectați, că femeile nu-și tund părul ca bărbații și nu se rad că ar fi rușine să iasă tunse sau rase în lume, regulile lui Dumnezeu de ce nu le respectați? Și anume, este rușine pentru o femeie să se roage sau să prorocească cu capul descoperit. Și aici e vorba de o altă învelitoare și vă voi demonstra. Hai să ne întoarcem puțin la versetul pe care l-am citit mai devreme, versetul 5. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit. Prin absurd, haideți să acceptăm teoria celor care spun capul dezvelit înseamnă tuns sau ras. Pentru că e o singură învelitoare, e părul. Aici spune Biblia să aibă părul mai lung ca bărbatul și poate să prorocească fără altceva pe cap, fără batic, fără bazma, fără nimic. Hai să le dăm lor dreptate și să aplicăm teoria lor textului biblic, să vedem dacă face logică. Ia să mai citim o dată. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, ce înseamnă asta? Că e tunsă sau rasă? Deci dacă are capul dezvelit, înseamnă că s-a tuns sau s-a ras, dacă e vorba de o singură învelitoare, dacă nu e vorba de batic, dacă e vorba de păr. Păi ce înseamnă dezvelit? Și-a dat părul jos, nu? E rasă sau tunsă? Zice, dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul ras sau tuns, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă, măcar că nu e rasă. Deci femeia asta ce trage în concluzia? Că are păr pe cap, nu s-a tuns și nu s-a ras, dar e ca și când s-ar fi tuns și s-ar fi ras, dacă nu pune ceva pe deasupra părului, că părul deja l-are. Am stabilit asta și ca să mai demonstrăm în plus, ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Păi ce să mai tundă, că e deja tunsă. Deci dacă doar păr, dacă vorbim doar de păr aici, dacă o femeie nu se învelește, adică nu-și pune păr, să-și tundă părul. Deci dacă e tunsă, să se tundă. Dacă e rasă, să se radă. Face sens? Nu face. Și vine domnul doctor în teologie. N-am nimic împotriva doctorilor. Sunt de la Dumnezeu cât mai mulți doctori, fie biserica plină de doctori în teologie, dar o teologie după cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați. Vin și ne spun cultura corintenilor. Hai să dăm de pământ și cu cultura corintenilor. Ia auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 10. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Poate vreun doctor din ăsta să-mi explice și mie care e cultura îngerilor? Că aici nu e din cauza culturii corintenilor. Ăștia habar n-au și care a fost cultura corintenilor. Știi și ei așa câte puțin pe aici pe acolo din chestii arheologice, din ce au mai citit prin cărți. Cine știe care a fost cultura corintenilor acum 2000 de ani? Habar n-au și de asta, domnii doctori. Poate că știu care e cultura îngerilor, să ne spună și nouă. Vă luați după ei, fraților, că vă duceți cu ăștia în gard și vă nenorociți casele și bisericile și familiile.
acasă trebuie stabilit principiul că femeia ta trebuie să vină cu capul acoperit la biserică. Nu când păstorul bisericii îndrăznește și el odată la un an, doi, să zică ceva, doar așa, că se simte vinovat. Și, bă, și asta e în Biblie, mă, trebuie să o mai spun și pe asta. Că nu, așa. Să te uiți ca murătura la el să spui, ce ai, domne, cu nevasta mea? Aveți grijă, fraților. Că dumneavoastră vă spune, dar ce, că am văzut surori cu capul acoperit cu bazmale și sunt necinstite și sunt rele și își înșală bărbații sau își necinstesc bărbații și nu-i respectă. Dar ce-i devină baticul pentru asta? Nu-i devină ce are pe cap, îi devină ce n-are în cap. Femeia nu baticul trebuie să și-l dea jos, ci ideile proaste pe care le are în capul ei, aia trebuie să le dea jos. Nu sunt supărat pe altcineva decât pe cei care tulbură biserica cu învățături false și cu lucruri care n-au nimic de face cu scripturile. M-a părut altă modă, că știți cum e, prea mult. Păi am împăturit-o în două, am zis, bine, Dumne, totuși e. Am făcut-o patru, am făcut-o opt, am făcut-o de nu se mai vede. O să avem sfoara invizibilă. Atitudinea aceasta nu place lui Dumnezeu, pentru că este o dovadă de rebeliune împotriva poruncii sale. M-am întrebat, știm să punem întrebări. Măi, oameni buni, mă duc la 10 de conferințe în fiecare an și numai întrebări nebune primesc. Una mai nebună ca alta. Unde scrie în Biblie că n-ai voie să fumezi? Unde scrie în Biblie că n-ai voie să bei o picătură? Unde scrie în Biblie că... Și una dintre ele zice, dar cât de mare să fie baticul, cât de mult să-și acopere capul? Zic, bă, măcar cât a acoperit Dumnezeu. Ce părere aveți? Deci, dacă părul e învelitoarea naturală a capului, învelește-o, Dumnezeu, măcar cât a acoperit Dumnezeu. Să uită la mine, că eu-mi doruși. Spune, dar ce frate, am ajuns ca musulmanii, nu mă, suntem mai rău ca musulmani. N-am ajuns ca musulmani, nu vă fac ca pe musulmani. Îmi pare rău că suntem mai rău decât musulmanii. Dar asta pornește de la responsabilitatea de a asigura protecție. Ești un criminal când îți lași nevasta să intre în spațiu spiritual fără capul acoperit. O expui unui pericol îngrozitor. Că toate vin la pachet. Responsabilități funcționale, protecție, purtare de grijă, relaționale, care se referă la emoții, trebuie să găsești în fântâna spiritului tău suficiente emoții ca să hrănești emotivitatea soției tale. Trebuie să asiguri dragoste vizibilă copiilor. Să știți un lucru, mulți dintre noi credem într-o dragoste subînțeleasă. M-a făcut odată Ion când... Nu i-a spus, s-a căsătorit și după aia, 10 ani mai târziu, Maria i-a spus, măi Ioane, nu-mi spui și tu că mă iubești, mă. Eu apreciez munca ta, efortul tău. Zic, bă, Marie, zice Ioan, când ne-am căsătorit, ți-am spus că te iau din dragoste? Da, când mă răzgândesc am să spun. Căutați în fântâna ființei voastre emoții. Și oferiți emoții copiilor voștri. La noi în familie s-a dezvoltat un... We are very touchy feely. Toată lumea îmbrațe pe toată lumea. Suntem foarte happy să... The touches. Când treceam pe lângă copii și dacă nu mă le îmbrânceam, dar nu le lăsam neatinse. Emoțiile astea comunică. Și sunt importante. Omul are nevoie de reinforcements, de reafirmarea iubirii în fiecare zi. Mai mult decât atât, știți că noi bărbații avem nevoie de afirmarea calității, capacității noastre. Ne-am bucurat ca nevastă să ne spună, băi bărbate, băi,
place de tine, da, ești un bărbat. Well, tu înveți. Cu cât îi vei oferi mai multe complimente, la un moment dat și de vinovată și tot o să te laude și ea pe aici, pe acolo. Responsabilități de ordin spiritual, am vorbit de doctrină, comportamentale. În primul rând trebuie să fiu eu un model de decență ca bărbat. În al doilea rând trebuie să verific casa mea, cum se îmbracă când vine la biserică, începând cu nevasta mea, cu fetele mele, cu băieții mei. Alte lucruri care trebuie să ne dea de gândit și, bineînțeles, devoționale, în ideea de a îi conduce către rugăciune, către cuvânt. Cele mai frumoase cadouri pe care le poți da copiilor tăi este câte o Biblie din aia frumoasă. Dă, Dumne, $200 pe una. Cumpără una de piele, de capră, nu de oaie să fie. Și dă-i un cadou. Dă-i un cadou frumos de genul ăsta. Ceva spiritual, ceva care să-l motiveze spiritual. Astea sunt responsabilități. Provocări. Mișcarea feministă în societate, emanciparea femeii, este foarte dăunătoare, mai ales atunci când începe să intre și în biserică. Separarea femeii de bărbat creează o stare de independență. Și mai rău, ultimul pas, superioritatea femeii. Știți că la multe dintre conferințele naționale sunt surori care merg în frunte pe platformă și își bat joc de bărbați. Spun glume. Bine, ieși că e în glumă. Dar subminează bărbatul. Nici în glumă. Poziția unui bărbat nu trebuie subminată. Nu ne apucăm să râdem de bărbații noștri. Ce vorbești, domnule? Îl doare măseaua, îl doare cu toare să vaită ca un copil. Așa vorbesc cu unele femei despre bărbaților. Și uneori de pe platformele conferințelor. Normal, când îți vine nevasta acasă, te măsoară de sus până jos. Am citit o întâmplare foarte interesantă. Am să nu aveți impresia că dacă nevasta se uită la voi cu drag și vă măsoară, nu e un lucru bun. Da, fiți atenți. Unul avea un prieten psiholog. Și se uită la spune, mai sunt un pic tulburat. Dar ce se întâmplă? Păi zice, de la o vreme, nevasta mea, când suntem în aceeași cameră, uite așa, mă fixează, se uită la mine, mă măsoară și nu știu ce se întâmplă. Ăsta prietenul lui și-a pus mâinile ca, bă, zice, e grav, te reevaluează. Și mai periculos, ar putea că te compară. Îți vine de la o conferință din asta, începe să te scaneze de sus până jos și zice, uite, bebelușul ăsta. Păi mai poate ea să fie supusă, mai poate ea să te respecte. Când în capul ei a strecurat satana faptul că tu ești un văicăreț și că ești un plângăreț și că ești un baby și că... Te mai ai în serios? Când în capul ei sunt băgate asemenea otrăvuri. La multe din conferințele astea așa ceva discută între ele pe la șuietele lor, pe la mesele lor. Mai lăsăm și pentru altă dată. Mișcarea feministă în biserică, influența directă sau indirectă a femeii în aspecte bisericești, chiar în doctrină, și am vorbit de vestimentații. Împlinirea femeii prin înlocuitori, care poate fi un lucru bun, că dorințele ei se țin după bărbați, dar în momentul în care devine violentă, și violența nu este doar fizică, ea încearcă, frate Iosif, să nu îi pui copilul să cânte odată pentru că e timpul aglomerat și ai un predicator musafir și nu poți să-l pui pe fisul să cânte. Sau pe fisa. Pe fisul ca pe fisul, dar pe fisa. Sau programul special de Crăciun, sărbătoare, cu cor, cu tot. Băiatul ei de-abia învață să cânte la pian, dar trebuie să vină să ne arate câte note a învățat de acum 6 luni. Și normal că nu știe să cânte prea bine, mai greșește și note, mai nu știu ce, dar toată lumea trebuie să zâmbească, să fie entuziasmată că cântă fisul la pian. Și trebuie să facă parte din programul cel mai important de Crăciun. Astea devin lucruri obsesive și de obicei femeile se bat cu unghiile pentru așa ceva. Acasă trebuie să o înveți să-i spui pe femeie, noi trebuie să fim oameni smeriți, las că știe păstorul ce face. Că dacă nu-i dai apă la moară, se potolește.
Dar dacă îi dai apă la moară, mai întâi vai de obrajii păstorului, dar mâine poimine o să fie vai de obrajii tăi, că unghiile alea trebuie folosite undeva. Și cu cât se ascut și cresc mai mari, cu atât vor fi folosite. Aveți mare grijă. Afirmarea femeii în public prin slujire, funcții și ordinare. Primesc un telefon că trebuie să mă întâlnesc neapărat cu un grup de creștini dintr-un anumit stat din America, care vor să se organizeze și vor să înființeze biserică și vor să fie cu Uniune. Și ne întâlnim, vedem cine sunteți, cât sunteți, ce vreți și ce faceți. Și vine un frate, nu-i mai tăcea gura, și ne arată hârtiile de încorporare. Pe hârtiile de încorporare era fratele cu tare președinte, fratele cu tare vicepreședinte, sora cu tare secretarul corporației. Bă! Iertați-mă! Bă, frate, să pricepe lapte, dar să le facă! Să pricepe la partea legală, dar să le facă! Dar nu să fie! Nu să fie! Fim foarte atenți! Mișcarea feministă în familie. Este o chestiune subiectivă. Depinde de indolența bărbatului, resemnarea bărbatului sau colaborarea bărbatului. Când un bărbat de la început sau pe parcurs își asumă rolul de lider în familie, el trebuie să facă educație cu familia lui. Acum un lucru foarte important. Și cu asta cred că putem termina segmentul ăsta. Putem să luăm o pauză? Cât este? 11:30? Că pe urmă, în partea a doua, sau să continui și să mergem la lunch direct după asta. Vreți să luați o pauză sau continuăm? Cum credeți? Că am un caz de studiu, relația dintre un bărbat și o femeie din Biblie, caz de studiu, de unde putem învăța câte ceva. La capitolul 1, înțelepciune, că zice Biblia să avem grijă să ne purtăm cu înțelepciune cu nevestele noastre. Dragii mei, autoritatea nu se poate exercita până mai întâi nu se câștigă. Am aflat deja că bărbatul din Proverbe 31 se duce la porțile cetății și o face pe nevasta lui mândră. Tuturor bărbaților le place să treacă pe la porțile cetății, să aibă un cuvânt, să aibă o influență, să aibă o poziție. Aveți foarte mare grijă. Știți care este expresia de bază a Măriei? Maioane, nu mă fă de minune. Să știți că la adunarea generală, în interacțiunile noastre, chiar în conflictele noastre, putem vorbi cu bun simț, cu demnitate și cu limite, în așa fel încât să câștigăm respectul oamenilor. Sau putem vorbi cu nervi, să ni se umfle venele de să se spargă, să folosim insulte, să sărim în sus la toate alea, să arătăm că noi avem o idee mai bună decât toți ceilalți, să ne facem de râs nevestele. La porțile cetății trebuie să știi cum să te porți ca să câștigi respectul oamenilor și câștigând respectul oamenilor să câștigi și respectul nevestei. Nu există nimic mai rău decât ce am văzut odată la o adunare generală. S-a ridicat un frățior din biserică și l-a făcut cu ou și cu oțet pe un frate din conducerea bisericii. Da. Poate nici jumate, dar avea și dreptate pe aici, pe acolo. Măcar că suntem oameni, majoritatea oamenilor din biserică sunt ocupați, au servici, nu întotdeauna poate să facă tot. Mai le scapă câte ceva și aici trebuie să arătăm bunăvoință, grație.
Bă, în loc să-l critici, du-te și ajută-l. Spune, bă, vezi că n-ai făcut cu tare lucruri, nu a ieșit bine lucrul ăsta. Hai, vin eu să te ajut. Măcar roagă-te pentru el. Dacă trebuie să-i faci observație, Biblia spune să te duci între tine și el. Dacă chiar nu te ascultă, du-l la păstori. Și pe urmă, du-l și în fața bisericii, dar dacă ți-a greșit ție și nu se pocăiește. Dacă a făcut lucruri mai... fraților, câte nu se pot ierta. Și trece cu vederea. De ce trebuie de fiecare de la adunările generale să creăm o atmosferă de să se zvonească în biserică, că merge biserica prost și că e scandal în biserică? Și mai audă și vecinii și alții, vă așteptați voi să mai vină oamenii să se atașeze la o biserică care merge prost și în care e scandal. L-a făcut cu ou și cu oțet. Omul săracu a lăsat capul în jos și n-a zis nimic. S-a simțit și vinovat un pic. Ce ați mai zic? N-a mai zis nimic. Am sărit noi 2-3 și l-am bandajat, l-am îmbălsămat, că era aproape mort, ce-s mai... În fine. Când am ieșit în parcare, l-am văzut pe bărbatul ducându-se țanțoș către mașină. Și m-am uitat pe scaunul pasagerului, stătea nevasta lui, plângea în hohot. De durere și de apăsare și de rușine. Uite și învață în cele spirituale, dă-i lecții după aia. Preot în familia mea. Preot. Alu Baal și alu Astartei. Pe moment noi avem impresia că doar pentru că am arătat mușii și am zis o lua, i-am pus pe toți la punct, eu zic, ai bărbăție, nu, fraților. Ascultați, Uniunea Bisericelor Române Pentecostale împlinește anul viitor 35 de ani. În fruntea Uniunii Pentecostale au fost întotdeauna păstor principal de biserică. Oameni cu idei și poate și cu un pic de orgoliu. N-am avut niciodată un scandal. N-am avut certuri. Am păstrat o unitate armonioasă între noi. Principiile nu ni le-am călcat, dar orgoliile da. Pentru că am vrut să păstrăm unitatea acestei organizații. Și bunul mers al ei a fost mai important decât funcțiile noastre, decât bățoșenia noastră, decât dreptatea noastră. Că e foarte ușor să-l acuzi pe un om că nu face destul sau nu face tot ce-i bine, până când ajungi în locul lui sau lângă el. Unul din lucrurile care i-a șocat întotdeauna pe anumiți frați din biserică, că e imposibil să fii pe pământ și să n-ai opoziție. Noi n-am avut scandal existențial în biserică niciodată, dar am avut o opoziție destul de constantă, undeva pe la 7-8% din biserică, că ne-am dat seama după voturile lor. Și mai încercau să convingă de pe margine câte un om. Așa făcea Dumnezeu. Cum reușeau să convingă un om bun? Dumnezeu vota biserica și intra în comitet. Și nu se mai băga în seamă cu trupa veselă. Spunea, ce faci, băi? Te-a sucit și pe tine de cap Ionescu? Nu, băi. Am ajuns la concluzia că toate poveștile voastre sunt minciuni. În comitet lucrurile sunt complet diferite de cum povesteați voi. Voi mi-ați băgat în cap minciune, acum m-am convins de adevăr. Acolo lucrurile sunt frățești, sunt frumoase, nu obligă nimeni pe nimeni, discutăm pentru binele bisericii, cum să fim împotrivă dacă îți propuneri bune. Mulți au impresia că păstorul bisericii nu doarme noaptea gândindu-se cum să distrugă biserica duminica următoare. Se uită la el, spune, băi, ăsta când se duce la amvon, precis, ăsta face praf biserica dumneavoastră. Așa s-a gândit, toată săptămâna s-a chinuit și s-a gândit cum să o distrugă.
Nu, fraților. Ne gândim să iasă bine. Normal, când te duci în comitet și ai o propunere bună, frate, o să spună bine, frate. Pe urmă vin cărcotașii de pe margine, spune, te-a distrus și pe tine, te-a cumpărat și pe tine, te-a așa. Nu, dar omul zice de bine, ce să fac? Să mă opun numai așa din cauza că trebuie să aibă o poziție. Vezi, foarte mare grijă. Pentru că nu veți pierde doar respectul altora, s-ar putea să ajungi să pierzi respectul soției tale și a copiilor tăi. Când o să se zvonească printre copii, băi, iar a făcut taicătul scandal în biserică. Fraților, lucrurile negative se pot rezolva. Vreți să vă spun ceva? Așa mi-a venit să vorbesc. Dacă chiar vreți să se îndrepte niște lucruri, mergeți acolo unde se pot îndrepta, duceți-vă la păstor, duceți-vă la conducere, spuneți, măi, oameni buni, uite ce am observat eu, ce părere aveți, uite, poate că ar trebui așa, așa, așa. Eu apreciez oamenii ăștia. La adunarea generală se raportează starea de lucruri în biserică. Nu se rezolvă niciodată nimic, numai se fac scandaluri, atâta tot. Niciodată n-am văzut o adunare generală de la care să se plece și să zică, băi, am luat o decizie extraordinar de bună. Acolo numai se varsă venin și fiecare își descarcă supărările sau frustrările sau nemulțumirile. Nu, darea de seamă e un loc unde ne adunăm, aflăm cum stau lucrurile în biserică, financiar, secretarial și așa mai departe, și când observăm anumite lucruri negative, ne ducem și le corectăm acolo unde se pot corecta. Că nu e locul, oamenii beligeranți produc mult deranj și multă pagubă, dar niciodată nu dau soluții și din urma lor nu se vindecă nimic. Se îmbolnăvește trupul bisericii. De-aia Biblia ne-a chemat la pace, la îngăduință, la înțelegere. Ei, un bărbat, ca să poată deveni învățătorul familiei lui, el trebuie să-și câștige respect. Vedeți? Până și marele bărbat Iosua, pus de Dumnezeu, au venit bătrânii la el și au spus, ascultă, noi suntem gata să te ascultăm și să ne supunem ție. Dar vrem să vedem că te călăuzește Dumnezeu cum l-a călăuzit pe Moise, pe robul lui Moise. Trebuie să câștigată încrederea celor peste care ești pus. Și suntem puși peste familiile noastre ca bărbați. Trebuie să le câștigăm încrederea și trebuie să le câștigăm respectul. Ei trebuie să ni le dea. Dar și noi trebuie să le justificăm. Și acum, un caz de studiu care cred că ne va folosi. Ați auzit de familia David Mical. David este omul după inima lui Dumnezeu. Putem spune multe lucruri negative despre David. Mai multe putem spune negative despre el decât despre Saul. Dar David a fost omul lui Dumnezeu și a fost omul după inima lui Dumnezeu, diferența dintre el și Saul fiind la nivelul de pocăință. Asta face diferența între David și Saul. Saul nu s-a pocăit, vine Samuel, îl confruntă și spune, totuși vino ca să salvăm aparențele, să arăt bine înaintea oamenilor. Pe el nu-i interesează pocăința, pe el nu-i interesează să îndrepte, pe el nu-i interesează să iasă bine, să pice bine. Diferența între David. David nu l-a mai interesat, a apărut în Biblie, l-au făcut praf și a scris el psalmii cu mea culpa, s-a dat de gol singur. Nu l-a mai interesat nimic decât să-și repare relația cu Dumnezeu. De-aia a fost un om după inima lui Dumnezeu. Și mulți când fac prostii și vor să continue să vină la învânt sau să cânte în față, spun, dar ce, David, să-ți pierzi 4 băieți, suporți pedeapsa lui Dumnezeu, să nu-ți mai dea voie să faci templu? Și să ai război toată viața ta, fiind numai în război. Și trebuia să fie rușine să scoți nasul între oameni, că toată lumea știe că ți-ai subminat propria armată și ai comis trădare, înaltă trădare împotriva propriului tău popor și propriului tău capitan. Acum, aturile familiei David Mical. Dragostea lui Mical. Eu cred că și David a iubit-o pe Mical, pentru că știți că primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns împărat al lui Israel, primul lucru care l-a cerut a fost Abner, mi-o aduci pe Mical.
E nevasta mea. Știți că Saul, în primul rând, și-a călcat cuvântul că i-a promis că eu dă pe Merab. Nu i-am dat-o pe Merab, i-a dat-o pe Mical, că a crezut că se poate folosi de ea, că îl iubea, era moartă coaptă după el. Ce să o folosesc ca să fie o cursă pentru el. Dar după aia, când el a trebuit să fugă, i-a dat-o pe Mical la altul. Și se pare că Mical a fost o femeie foarte bună. Există multe tradiții care spun că între Mical și bărbatul ăla nu au existat relații normale. Alții spun că da, nu contează. Cert este că a fost o femeie atât de bună că ăla a plâns după ea. A bocit-o, a jelit-o când i-a luat-o să o dea înapoi lui David, că era nevasta de drept a lui David. Vorbim de Vechiul Testament, nu? Deci se pare că femeia asta avea caracter. Știți că i-a salvat viața lui David. Mai mult, avea întuietate în casa regală pentru că a fost prima lui nevastă. Deci Mical se bucura de niște drepturi atât prin dragostea pe care i-a purtat-o lui David, prin caracterul ei pe care l-a dovedit ani de zile că un bărbat a ajuns să jelească după ea și prin întuietatea ei, fiind prima și cea mai însemnată dintre nevestele lui David. Problemele familiei David-Mical este rivalitatea continuă între tatăl ei și soțul ei, care întotdeauna creează tensiuni și probleme. Faptul că nu se știe cât de ruptă a fost inima ei atunci când mai întâi a fost ruptă de dragostea vieții ei și date altui bărbat și după ce se obișnuiește în viața de căsnicie cu un alt bărbat, este din nou traumatizată, ruptă și dată înapoi unui bărbat pe care probabil nu-l mai cunoaște, că s-au schimbat multe lucruri în ani de zile în sufletul și în structura sufletească a lui David. Femeia asta este o femeie traumatizată din multe puncte de vedere. Și asta implică o dificultate. Pe urmă, este în competiție cu femei redutabile. Ahinoam, mama întâiului născut, Amnon. Abigail, înțeleapta Abigail. Și așa mai departe. Ea, dintr-o dată, nu mai este piesa principală. Ea este una dintre mai multe și în competiție cu niște femei extrem de admirate și de apreciate. Deci astea sunt problemele familiei David-Mical. Și apare ruperea relației. Care este motivul? Știți că David a hotărât să aducă chivotul legământului la el acasă. Pentru că el și-a făcut un palat și chivotul era cu cortul într-un câmp. A spus, nu-i corect, nu-i drept. O hotărâre foarte bună. O hotărâre înțeleaptă. Spune Biblia că a adus jertfe nenumărate. A convocat tot poporul. I-a pus să se sfințească. A fost o atmosferă de sărbătoare. Însă, l-a pus într-un car alegoric după modelul filistenilor și nu cărat pe umeri. După porunca biblică, pe care dacă ar fi citit legea, ar fi știut-o, știți că atunci când căpetenile lui Israel au adus care și boi, cadou preoților, celor trei ramuri preoțești, chehatiții, gherșoniții și merariții, spune că la chehatiți nu le-a dat nici care, nici boi, pentru că ei trebuia să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Ce s-a întâmplat? La o cotitură, boii n-au avut grijă, era să se răstoarne carul, Uza a pus mâna pe car, că el veghea asupra chivotului, pentru că nu era dintre preoți și pentru că Dumnezeu era deja mânios că ei se călcaseră poruncile, Dumnezeu l-a omorât pe Uza și s-a întrerupt procesiunea. N-a mai dus chivotul în casă la David, s-a speriat. Când l-au căutat după lege și-au dat seama de ce și-a făcut o altă procesiune, și de data asta toate au mers șnur. Și David a fost așa de fericit că de data asta Dumnezeu a fost de acord cu ei, citiți în Împărați, în Cronici, să vedeți, încât l-a apucat emoțiile. A început să danseze. Și normal, când a dansat și-a dat jos haina imperială. Nu s-a dezbrăcat în pielea goală, nu avea nicio grijă, dar în vremea aia oamenii erau mai pudici. N-aveai voie nici să dai haina pe din afară, nu puteai să stai în lingerie de corp, nici în zmene și în tricou, nici în asta, erau considerate indecente. Și l-a văzut doamna Mica. Ce a făcut David după ce a jucat înaintea Domnului din răsputeri?
atât de prins a fost de emoțiile alea, de exaltarea aia, că s-a dus să-și binecuvânteze casa. Cum? Mical trebuie să aibă tact. Mical n-a avut tact. Motivul pentru care s-a certat cu David a fost că a jucat înaintea Domnului. Acum, în vremurile alea, jocul nu era neapărat ceva foarte păcătos și nu era un joc estetic cum e ăsta senzual din vremurile noastre. Trebuia să-l lase în pace. Zic, măi, e și el fericit. Mai îngăduie și tu și câte o greșeală și câte un falset. Momentul era foarte prost ales. El deschide ușa casei fericit, exaltatul e în primire. N-a dat dovadă de prea mult tact. Dar și maniera în care l-a abordat. Te-ai făcut de râs, măi. Și imediat și-a arătat și mândria, dar și gelozia. Și te-a văzut slujnicele slujitorilor tăi. Făcut de râs în fața femeilor ăsta, uite, ți-au văzut ele formele corpului și cam a. David, și aici ne întoarcem la bărbați, aveți mare grijă, stimați bărbați, pentru că noi avem un talent extraordinar de a aluneca din cele mai înalte momente de extaz spiritual în cele mai adânci văi de fire pământească și de nervi. Ferească Dumnezeu în momentele noastre de extaz spiritual, când ne simțim bine, cineva să ne ofenseze cu ceva. Că devenim fiare. Într-o secundă, din miel devenim tigru. Că leu e un simbol cam pozitiv. Tigru. Din miel devii tigru. Asta se întâmplă cu David. Și nu procedează cu înțelepciune. Și am să vă demonstrez că nu procedează cu înțelepciune. În primul rând, preia din zbor chestia cu slujnicele. Că dacă David era spiritual, bă, dar are dreptate, mă, dar l-a ofensat, dar l-a insultat, dar l-a atacat. S-a supărat și el, ce vrei? Ascultați ce spune. Hai să vezi tu data viitoare. Am să mă porc ca un om de nimic, dar am să fiu și mai de nimic. Știi cât de nimic am să fiu? Să-ți explic eu. Îi spune că i-a zis, te-ai purtat ca un om de nimic. Am fost om de nimic în ochii tăi, că în ochii mei m-am văzut bun și mi-a plăcut. Data viitoare o să o fac de oaie. O să mă fac un om de nimic în ochii mei, să-mi fie mie scârbă de mine. Așa de nimic am să fiu. Dar zice, ghici ce? Vezi tu pe slujnicele astea? O să uite galeș la mine. O să mă aprecieze slujnicele. Asta a fost un răspuns duhovnicesc? Yeah. Din extazul spiritual, al unei realizări extraordinare, că a adus chivotul legământului. Dar mai rău, îi spune, înaintea Domnului am jucat, nu Domnului care mi-a dat biruințe, nu Domnului care e așa, nu, Domnului care m-a ales pe mine în locul lui taică-tu. Recunoașteți sindromul ăsta? Băi, m-a ales Dumnezeu, a dat de pereți cu taică-tu. A dat de pereți cu taică-su, e adevărat. Dar el a scăpat din mâna lui taică-su, numărul 1. Numărul 2. Chiar așa mare satisfacție ai când îi aduci aminte unui copil de moartea tatălui. Moartea tragică și îngrozitoare a tatălui. Până acolo merge spiritul de răzbunare să-i aduce aminte că taicăsu e un lepădat și taicăsu e un mort. Că tot acolo, pe munții unde și-a pierdut viața, tata femeii care ți-a salvat viața, acolo a murit și cel mai bun prieten al tău, mă, care și-a luat, ți-a salvat viața și care e fiul nenorocitului ăluia pe care îl reproșezi tu nevestei tale. Fraților, în reacția lui David nu e nimic duhovnicesc, nu e nimic spiritual, nu e nimic dumnezeiesc.
Și de fapt, uitați-vă pe paginile Scripturilor și veți afla ceva îngrozitor. Aici este punctul unde începe căderea lui David, că imediat urmează Batșeba. Ceva se rupe în spiritualitatea lui David. Și cele mai mari falimente spirituale ale lui David. Momentul ăsta doar ne deschide o mică fereastră ca să vedem deficiențele lui. Zice Biblia că relația aceasta s-a rupt, că ea n-a avut copii până în ziua morții ei. Și mai fac o paranteză și pe urmă închei. Mulți au impresia că a fost blestemată și pedepsită de Dumnezeu. Nu este adevărat. Nu că Dumnezeu i-ar fi dat dreptate, dar uitați-vă bine la mine. Dacă Dumnezeu a dovedit îngăduință și toleranță în situația asta, a dovedit mai multă față de Mical decât față de David. Pentru că pretențiile lui Dumnezeu erau mai mari cu privire la David decât cu privire la Mical. Am justificat deja că femeia asta a fost o femeie cu o inimă curată, cu un caracter frumos, care și-a iubit bărbatul și l-a salvat, care s-a purtat frumos chiar și într-o relație temporară în care a fost forțată de taică-su care era împărat, că s-a dus cu credincioșie și a fost credincioasă și a fost alături de bărbatul ei. I-a făcut și ea o observație că l-a făcut-o de minune. Nu trebuia. A ales rău motivul, a ales rău momentul, a ales rău maniera. A fost un vas mai slab. Dar David putea să interpreteze altfel lucrurile, să spună, mă, femeia asta totuși îmi apără demnitatea, îi se pare că m-am demis un pic în fața oamenilor. Poate că trebuia și eu să fiu mai atent. E femeie, a apucat-o și pe ea, n-a avut răbdare să aștepte până mâine. Dacă era înțeleaptă, îi dădea mai întâi să mănânce. Îl lăsa să-și binecuvinteze casa, îi dădea să mănânce și seara spunea, puiuț, țucule, auzi. Să mă întrebe, a făcut o treabă extraordinară, poate că acolo cu dansul ăla. Hai și dacă te apucă, mai lăsai și tu haina împărătească pe tine, să fii mai acoperit. Da, a fost extraordinar. Avea un pic mai tact, știa să-i spună. Dar domnul David, împăratul, da monarhul, da înțeleptul, n-avea rost absolut deloc să o bage în competiție cu slujnicele și să o amenințe că o să capete favoarea slujnicelor. N-avea niciun rost să spună că se va face de nimic și o să o facă de oaie până să-i fie lui scârbă de el. N-avea niciun rost să-i aduc aminte că taică-su e mort și că Dumnezeu l-a lepădat. Este un moment tragic, însă ascultați. Dumnezeu se îndură de Mical că nu-i dă copii. Pentru că puțin mai târziu se descoperă ceva oribil. Știți că Iosua a făcut un legământ cu gabaoniții și le-a spus la gabaoniții că o să-i cruțe pentru că a făcut legământ cu ei. Și nu s-au atins de gabaoniți, nici el, nici poporul, nici judecătorii, până la Saul. Când a venit rândul lui Saul, printre marile falimente ale lui Saul este încălcarea legământului cu gabaoniții, s-a dus și a omorât. Și Dumnezeu a început să lovească țara. Pentru că să știți că Dumnezeu nu uită legămintele călcate. Și atunci când s-au dus și au întrebat pe Domnul, Domnul a spus, Dumnezeu vă lovește pentru că Saul a călcat legământul cu gabaoniții. S-au întâlnit cu gabaoniții și au spus, care sunt retribuțiile? Și să ne dați 7 din urmașii lui Saul, ca să-i sacrificăm, să-i omorăm. Și Dumnezeu a fost de acord cu hotărârea gabaoniților. Now, a luat dintre copiii lui Merab, pe copiii lui Merab, fata mai mare a lui Saul, i-a luat și a omorât gabaoniții. Pe Mefiboset l-a salvat, că a făcut legământ cu el, că va sta pe pălmuțele lui toată viața și n-a putut să-l dea. Și nu i-au rămas decât copiii unei țiitoare, Rizpa, a lui Saul, și i-a luat pe ea și i-a dat gabaoniților. Dar după cum primii
au fost luați din descendența imediată a lui Saul, copiii lui Merab, fata mai mare. Că erau sau nu erau copiii lui David, împăratul, copiii lui Mical ar fi fost imediat pe listă înainte de copiii țiitoarei, care erau nelegitimi. Când Dumnezeu nu i-a dat copiii lui Mical, a scutit-o de tragedia de a-și vedea copiii morți. Spune Biblia că până și țiitoarea aia s-a dus și și-a jelit copiii acolo unde au fost lăsați, omorâți, de corp, trupurile lor au fost lăsate pradă păsărilor cerului și a apărat de păsările cerului. Durerea unei mame, sfâșietoare. Nici nu vreau să mă închipui dacă a fost în viață, care a fost reacția lui Merab. Mical a fost scutită de blestemul ăsta. Pentru că undeva, cu toate greșelile și lipsa ei de înțelepciune, a găsit favoare, măcar în spațiul ăsta, înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre și dați cinste femeii ca unui vas mai slab, ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile, să nu se fractureze relația voastră cu Dumnezeu, fraților. Eu nu spun să nu ne luăm în serios, eu spun să nu ne luăm prea în serios. Nevestele noastre, în virtutea grabei, că vedeți că aleargă ca titirezul toată ziua prin casă, ba să spele, ba să facă, ba să dragoste, nu știu ce. Uneori pierd din vedere că trebuie să fie, să facă drepți în fața măriei sale. Și mai rugă câte o vorbă așa întreagăt. Și dacă suntem prea casanți și ne enervăm, asta nu înseamnă că nu trebuie să te deranjeze. Asta nu înseamnă că nu o să te superi și tu să fii botos câteva minute. Ei, bagă nasul în borcan și fii borcănit câteva minute. Nici o problemă. Dar nu după apusul soarelui. Mânia trebuie să se oprească la apusul. Dar ca să începi să ai niște să dai cu bomba nucleară acolo unde este suficientă o apărătoare de moște. E suficient să dai cu apărătoare, nu spune, ai mă femeie, chiar așa, în felul ăsta. Într-o dată sărim la epitete, urlete, țipete, a venit apocalipsa. Asta nu dovedește înțelepciune, tact, și asta fracturează relația noastră cu Dumnezeu. Eu cred că atunci relația dintre David și Dumnezeu, în momentul acela de lipsă de veghere, a început să se degradeze, că se văd imediat rezultatele. Ca încheiere, aș vrea să vă spun, fraților, că ăla nu merge bine? E 12? Bun. Am să mă opresc aici, am să vă spun următorul lucru. N-am să stau înaintea voastră și să vă spun că sunt un bărbat perfect. Calitatea cu care mă pot lăuda nu este că am procedat foarte bine în toate circumstanțele vieții. Calitatea cu care mă pot lăuda este că am învățat și că am fost deschis să învăț, să mă schimb în bine, să adaug anumite lucruri în comportamentul meu care să facă bine casei mele și să scot anumite lucruri din comportamentul meu care am văzut că nu dau rezultate. Sunt deplin încredințat că niciunul dintre voi nu sunteți bărbați ideali. Nu suntem, pentru că suntem oameni și tot ceea ce este uman este imperfect. Însă, atât în viața de pocăință, în relația cu Dumnezeu, cât și în relația de biserică, relațiile cu frații, cât și în relația de familie, trebuie să avem capacitatea să învățăm și să devenim mai buni, că de-aia ne adunăm, să devenim mai buni și nu mai răi. Lucrul care ne va face favoare înaintea lui Dumnezeu și înaintea aproape lui este când oamenii vor vedea că avem capacitatea de a ne îndrepta.
și de a fi mai buni. Când ne căsătorim, suntem niște pagini albe. Nu știm nimic despre căsnicie, nu știm nimic despre relații. Avem impresia că o să rămânem toată viața numai la lugu-lugu. Ei, undeva pe parcursul căsniciei noastre, cu cât mai repede, cu atât mai bine, trebuie să începem să trecem la Doamne, Doamne. Trebuie să începem să ne perfecționăm potrivit modelului biblic. Și Biblia este plină de modele pozitive și negative de femei și de bărbați, atât la nivel de comunitate, cât și la nivel de familie, cât și în relația lor personală cu Dumnezeu. Nu este niciodată prea târziu. Și nu mă refer să facem circ. Mă rog acum înaintea lui nevastă, îmi spun, draga mea, mea culpa, draga mea, sunt vinovat de atâtea teri, să mă ierți că atunci, că așa și că așa. Nu vreau să spun că trebuie să existe un circ din ăsta de emoții, de sentimente, care, Doamne ferește, s-ar putea să nu ne țină prea mult și să ne ducă la mai rău. Pe urmă, femeia spune, și-a bătut joc de mine, mi-a dat speranțe false și tot nu se ține de... Ascultați, fraților, faceți schimbări imediate, frumoase, observabile, dar nu neapărat dramatice. De exemplu, începeți să duceți flori nevestelor voastre. Știți cât de ieftine sunt și ce exercițiu simplu este? Bă, dacă n-ai bani, tu te ieși pe marginea drumului, dar du-i o floare, domnule, du-i ceva, du-i... Ia de la vecini, rupe de la vecini, fă ceva, du-te, du-i, domnule, ascultați. Eu când mă simt vinovat că trebuia să fac ceva și n-am făcut, că n-am fost atent, nu știu. Știi ce face un buchet de flori? Îi șterge tabla. Îi șterge tabla. Cu un buchet de flori, dai cu buretele pe tablă. Încetul cu încetul. Încep să faci complimente. Foarte interesant, am ascultat o întâmplare, s-a povestit la părinții mei în casă, trăia maică mea. Fiecare om observă ceva. Un frate a murit într-o duminică între adunări. Și eram acasă, ajunsesem acasă la părinți, i-am vizitat cu câteva zile mai târziu și eram cu frații mei, cu sora mea, cu părinții și povesteam cum a murit fratele ăsta. Și îți dai seama, domne, a ajuns omul acasă. I-a pus nevastă-sa mâncare pe masă. A mâncat, s-a săturat, a mulțumit lui Dumnezeu, i-a mulțumit lui nevastă-sa, i-a făcut aprecieri, complimente, a spus, vai ce bună a fost mâncarea. Și până s-a dus să se odihnească un pic pe sofă și acolo a rămas. Și cum am zis, fiecare cu reacția lui, eu am rămas foarte pătruns de faptul că ultima amintire a acestei femei a fost complimentul pe care i l-a făcut bărbatul, lucrurile frumoase pe care i le-a spus. Taică mi-a avut o altă perspectivă, a zis, zice, fericit de el, zice, că a murit sătul. Știți că atunci când ieșiți din casă dimineață, s-ar putea ca vorbele pe care le spuneți soției să fie ultimele vorbe pe care i le spuneți. Privirea pe care o arunci înainte de a ieși din casă să fie ultima privire pe care și-o va aminti vreodată. Bineînțeles că ea o să te plângă, ea o să-i pară rău că te-a pierdut. Pentru că ești soțul ei, s-a clădit o relație de viață. Însă nu era mai frumos să se termine cu o privire frumoasă și cu un te iubesc? Pentru că în cele din urmă și sfârșesc cum am început, relația dintre tine și soția ta este relația dintre Domnul și Domnul.